ziua, dragii mei, și astăzi și la mulți ani! Astăzi am ajuns în Botoșani, mai exact în Cucorâni, aici la restaurantul Cucorâni, deoarece aici am o sărbătorită care astăzi petrece. Astăzi petrece la cei 18 ani pe care îl împlinește Anna Ioana Gabriel. O vârstă frumoasă! Și bineînțeles, odată în viață împlinim 18 ani și alții, bineînțeles, dar 18 ani marchează o altă etapă a vieții fiecărui om, cea de major. Pentru sărbătorita noastră, Cofetăria Scala din Suceava i-a pregătit un tort. Cu dedicație, am și un buchet cu 19 trandafiri frumoși și o sticlă de șampanie pe care eu voi dărui domnișoarei Anna Ioana Gabriel la zi specială pentru ea, astăzi. Este frumos atunci când creștem copii, ne bucurăm de fiecare etapă a vieții lor și iată că la un moment dat ajung și majori. Ajung să pornească pe drumul lor în viață, să decidă singuri pentru ei și să dea în mâini viața. Haideți să o cunoaștem împreună pe Anna Ioana Gabriel, să-i urăm la mulți ani, să-i dăruim aceste atenții frumoase, veți vedea dumneavoastră din partea cui vine acest mesaj și cu drag voi cânta și un cântec. Haideți! Aici domnișoara îmbrăcată în vernil. Bună ziua și bine v-am găsit! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Anna Ioana să trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit! Vreau să te dai un pic mai în față așa, ca să o prindem în prim plan cel mai bine pe sărbătorita noastră. 18 ani. O vârstă foarte frumoasă. Și de acum încolo o etapă a vieții mai frumoasă, pentru că ai posibilitatea de a decide și de a hotărâ în viață ceea ce îți dorești, da, fiind majoră. Nicoleta Cojocaru îți spune la mulți ani. Îți dăruiești acest tort pe care să-l servești cu cei dragi ție. Mama este? Da, este. Mama, veniți un pic încoace, unde sunteți? Așa, ajutați-o puțin cu aceste atenții frumoase. Mai am și o sticlă de șampanie pentru tine. Mulțumim. Și cel mai frumos, anișorii tăi așa, numărați prin acești trandafiri. Este și unul în plus pentru anul care va veni, cu urarea de la mulți ani. Mulțumim. Cu sănătate și cu tot ceea ce îți dorești tu. Mulțumim. Pe mine nu m-a invitat la această petrecere, dar uite că am venit eu așa, ca și mesager din partea altei persoane. Lipsește cineva de aici? Bunica, da. A, lipsește bunica. Măi, nu știu dacă este bunica cea care m-a trimis la tine, dar eu cred că mesajul vrei să-l asculți. Dă-te puțin mai în față, de ce te dai așa în spate? Sau vrei să te asculți după numărul 1? L-ai împlinit, a fost frumos. Acum trebuie să te bucuri de cei 18 ani frumoși. Și am un mesaj emoționant pentru tine și atât de frumos, care vine din sufletul unei persoane dragi. Și spune așa. Fiecare om pe acest pământ se bucură de unele momente ale vieții. Pentru mine,
Ziua în care ai apărut pe lume, tu, Anda, a fost cea mai frumoasă și fericită zi. Atât de mult m-am bucurat că ai venit pe lume, simțindu-mă împlinită întru totul. Atâta bucurie am simțit când te-am luat în brațe și te-am privit, mai apoi, ani de-a rândul, ți-am vegheat somnul tău și am făcut în așa fel ca niciodată să nu îți lipsească nimic. Mai ales dragostea și susținerea mea. M-am bucurat pentru primii pași pe care i-ai făcut, pentru primele cuvinte pe care le spuneai stârcit, dar atât de frumos răsunau din gura ta. Și iată că anii au trecut și ai crescut așa frumoasă precum ești și sunt tare mândră de tine. Acum iată că împlinești 18 ani. Începe o altă etapă din viața ta, ești majoră, dar pentru mine ești și vei rămâne prințesa mea dragă și frumoasă. Îți urez ca bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate, noroc mult, succes în toate planurile tale de viitor. Zâna mea frumoasă, îți doresc să ai parte de o zi de neuitat. Să nu uiți niciodată că te iubesc mult și mă rog la Dumnezeu să fii sănătoasă și fericită. Și cu toată dragostea ce ți-o poartă în suflet bunica Morariu Rica, îți urează o zi deosebită și un la mulți ani frumoși, plin de realizări. Aceste lacrimi sunt de bucurie, da? Ce-ar fi dacă ți-aș aduce-o pe bunica acum aici? Ar fi frumoasă! Nu am reușit asta, însă virtual este în sufletelul tău cu siguranță. Am făcut o surpriză la care am adus eu părinții, copiii sau cei dragi la un eveniment așa frumos, dar astăzi nu mi-a ieșit sub nicio formă. Bunica este departe acolo în străinătate, dar cu sufletul este aproape de tine, pentru că te-a crescut de micuță până la o anumită vârstă, la 4 anișori, din ce știu eu așa, și astăzi se bucură nespus de mult pentru ceea ce ai reușit să devii, o adevărată domnișoară. Și pentru că bunica nu este aici, dar sunt ceilalți invitați care îți urează la mulți ani și bănuiesc că ți-au și transmis până acum, vreau să le transmit un mesaj tu, mai ales bunicuței de acolo care ne privește. Aici e mai greu. Nu-s bune cu cuvintele, sunt foarte emotivă, dar este aici să vă am toată cea lângă mine și și îți dau eu, tot te duce în spate, îți dau o îmbrățișare din partea bunicuței Rica, da? Urarea de la mulți ani, să fiți sănătoasă și dumneavoastră, să dea Dumnezeu să vă văd și soacră mică și să vă bucurați. Este singurul copil? Are mama o fetiță, frumușică foc. Și pentru că 18 ani trebuie sărbătoriți așa intens și de neuitat, eu vă las și un cânt de cântare. Mulțumim. Vă dăruiesc așa special pe care l-a ales tot bunicuța Rica, pentru că și ea a venit odată 18 ani și știe ea ce înseamnă vârsta asta care aduce așa multe, multe bucurii de acum încolo. Astăzi fac 18 ani, iar răscoate tata bani și-mi face un majorat cum nici când n-aș fi visat. 18 anișori nu-s nici grei, nu-s nici ușori, fără griji și fără bani, viață la 18 ani. Stau cu tata cot la cot, că de astăzi grijă-mi port. Libertatea-mi că-s major, dar la bani cam minor. 18 anișori, nu-s nici grei, nu-s nici ușori, fără griji și fără bani, viață la 18 ani. Vreau să-mi cânte muzica, asta-i melodia mea. 18 ani cu bucurie,
copilărie, 18 anișori, nu-s nici grei, nu-s nici ușori, fără griji și fără bani, așa-i la 18 ani. 18 ani azi împlinesc, toți prietenii mi-i cinstesc. 18 ani cu bucurie, rămas bun copilărie. Mulțumim foarte mult! Și dacă a fost din partea lui bunica, haideți să facem o piesă și din partea lui mami și a lui tati pentru prințesa care o aveți aici. Mulțumim, cu mare drag! Mă rog seara la icoane să-mi țină fetița, Doamne, să nu dea de niciun rău, că ea e sufletul meu. Are mama o fetiță frumoșică foc, ține-o, Doamne, sănătoasă și dă mult noroc. Are tata o fetiță mândră ca o stea, ține-o, Doamne, sănătoasă și ai grijă de ea. Fata seamănă cu mine și la față și la fire, ea e bucuria mea, e fetița. Și-a lui mama și-a lui tata. Are mama o fetiță frumoșică foc, ține-o, Doamne, sănătoasă și dă mult noroc. Are tata o fetiță mândră ca o stea, să-i dai, Doamne, sănătate, că e fata mea. Și nu vreau să mai rețin mai mult. Mulțumim! La mulți ani și dumneavoastră pentru noul an. Să dea Dumnezeu să aveți parte de sănătate și de multe împliniri. Și pe tine să te văd la fel de frumoasă și educată, pentru că se vede așa după prezența ta că ești un copil deosebit. Dragii mei, iată o sărbătorită care astăzi am reușit să o surprindem și să o emoționăm așa până la lacrimi, dar de bucurie, să știți. Dacă doriți să aduceți o bucurie în sufletul unui om, Nicoleta Cojocaru vă răspunde, alegeți surprize muzicale la domiciliu. Mulțumim!